Dorința dumneavoastră de a avea o familie este sinceră și benevolă? Rog să răspundă Mireasa. Da. Rog să răspundă Mirele. Da. Au spus da și au pus verighetele și au semnat în certificatul de căsătorie. De acum încolo, prezentatoarea care deschide dosarele secrete va purta numele Rusalina Rusu Țurcanu. Căsătoria celor doi i-a bucurat pe toți cei din jurul lor. Sigur că am emoții, că orice mai mică, am așteptat momentul acesta toată viața și îi doresc din suflet să fie fericită. Mă bucur pentru fericirea ei și eu. Trăiesc o stare confuză acum, sunt foarte fericit pentru că și ea e fericit și aștept sunt foarte, nu pot să zic tristă, dar am o senzație ciudată pentru că știu că a plecat o parte din sora mea, a luat-o Mirele. Am un oră de aur și om cu litră mare, mai fericit nu există, să aibă casă de piatră și toată viața să fie numai cu trandafiri. Eu gândesc că nunta asta foarte mult a fost așteptată de toți, de noi colegii care am așteptat-o să o vedem pe Rusalina Mireasă, este deosebită. Știu că este o zi importantă pentru ei și vreau în aceste clipe să le urez o cale deschisă. Nașii sunt rude apropiate ale Miresei. Alți fiini nu mai avem, sunt primii fiini. Rusalina este nepoata mea, sunt foarte emoționată, foarte bucuroasă, să o am pe Rusalina ca fiină. Mirele lucrează economist la o bancă, iar pe Rusalina a întâlnit-o întâmplător, nu la un eveniment monden sau în stradă, ci pe internet. Există un site renumit Rus, eram și noi acolo abonat și eu și Rusalina, adică o cunoșteam de la televiziune, am găsit-o în lista de prieteni la cineva, nu ți-am minte de la cine, i-am scris un mesaj, mi-a răspuns, adică a fost primul mesaj a fost o simpatie reciprocă. Am stabilit întâlnirea noastră, adică eram curios să văd adică cum e în realitate. S-au întâlnit prima dată la mijlocul lunii august și în mai puțin de 6 luni a urmat cererea în căsătorie. Trecând pe lângă un magazin de bijuterii, a zis hai să intrăm. Eu nu mi-am dat seama când am ajuns în fața tarabei, a zis alegeți inel de logodnă și ia-ți care îți place. Vânzătoarea n-a auzit de fapt și a zis care să vi-l arăt, eu nici nu vedeam, nici nu auzeam. Și am zis hai să ieșim afară, că de fapt nu-mi dau seama ce se întâmplă. A fost cea mai neobișnuită cerere în căsătorie. Aseară mirii au dat o petrecere la care au participat rudele și prietenii, printre care și o mulțime de persoane cunoscute. La nunta Rusalinei au cântat Vitalie Dani, Ana Puică, Geta Burlacu, Lenuța Gheorghiță, iar Victoria Lungu a fost și pe post de prezentator. De un alt moment că soțul Vecislav deja a reușit și el să fie un pic școlarizat în televiziune, deoarece a fost alături de Rusalina la cele mai importante transmisiuni la care i-a lucrat în direct, fie noapte, fie ziua, adică știe ce înseamnă munca în televiziune, în zi de sărbătoare, noapte, așa că soțul cred că este deja pregătit și el să facă parte din echipa televiziunii. Nunta a avut loc la Ialoveni și mirii au ținut din tot din adinsul să respecte toate obiceiurile. Mâine cei doi pleacă în Turcia, în luna de miere. Vorbește lumea că la sfârșitul anului familia lor se va mări. Victoria Zaharia, Oleg Dordienko, Roman Mâțu, Mesager.